folosim cu foarte mare randament produsele AgroBlend și AgroMast, care este cel mai important în creșterea și dezvoltarea plantelor. Chiar știe să pună punctul pe aceste elemente nutritive în rolul plantelor, care este foarte important a da pe diferite nivele, a se elibera treptat. Deci, astea ne-a plăcut foarte mult la îngrășămintele AgroMaster, eliberarea treptată a elementelor nutritive, care este foarte importantă pe diferite stadii în faza de dezvoltare a plantelor. Practic, planta găsește, cu aceste îngrășăminte AgroMaster, planta găsește exact ce are nevoie la momentul dezvoltării. AgroMaster îl folosim foarte, foarte mult și cu randamentul maxim la cultura de castraveți, care o avem în câmp aici. Am folosit și la tomate și la ardei, ne ajută foarte mult o uniformitate în administrarea îngrășămintelor, ceea ce face AgroMaster. Pentru că noi nu am reușit să administrăm astfel îngrășămintele și să avem uniformitatea aceea pe diferite zile, luni, în faza de dezvoltare a plantelor. Castraveții sunt o cultură foarte, foarte sensibilă. Imediat la o temperatură scăzută sau la un îngrășământ ceva folosit diferit sau așa, suferă foarte mult. Deci e planta care îți indică cel mai rapid o administrare greșită. La cele care le administrezi independent una de alta, se levică foarte repede, se duc mai rapid, pe când acesta asigură pe diferite stadii de dezvoltare ale plantei exact ce are nevoie. Azotul întâi, fosforul la mijloc și potasiul la urmă. Noi nu administrăm îngrășămintele de bază neapărat, folosim la înființarea culturii acești fertilizanți AgroMaster și suntem foarte mulțumiți. Toată durata culturii doar venim cu anumite foliare. Perioada îndelungată a culturii deja îți asigură o producție mult mai mare decât cea folosită cu îngrășăminte normale. Fermierilor care nu folosesc AgroMaster, i-aș sfătui să încerce să testeze și aceste produse și bănuiesc că vor fi foarte mulțumiți, cum suntem și noi. Garantat putem vorbi de profit. Modul de administrare al îngrășămintelor este, deci la AgroMaster face administrarea la înființarea culturii. După aceea vii doar terestru cu tratamente foliare. Pe când la cele cu eliberare, fără eliberare controlată, cele care le administrezi în mod normal, săptămânal sau la 5 zile trebuie să administrezi, trebuie să fii atent și să fii foarte bun specialist ca să determini carențe. Tot felul de lucruri se pot întâmpla cu cultura. Fără AgroMaster, cultura de castraveți ar fi mult mai jos și la producții și la profit, ar fi foarte jos. Chiar nu am face profit, bănuiesc. Ne-am convins, îngrășămintele AgroMaster au făcut diferență. Nu se discută fără AgroMaster.